Apoi urmează punctul 6, unde facem o legătură cu punctul 4. Aici am prezentat întrebări despre acțiuni în desfășurare la momentul vorbirii. Ei bine, la punctul 6 vorbim despre acțiuni în desfășurare, dar la un moment dat din trecut. Și pentru aceasta vom folosi tot verbul to be, dar cu formele sale de trecut, was și were, și forma ing, forma continuă a verbului principal. Acest timp verbal este numit past continuous, trecutul continuu. Este oarecum similar imperfectului din română. După cum ne reamintim, verbul to be are la trecut forma was pentru persoana întâi singular și a treia singular și forma were pentru toate celelalte persoane. De exemplu, was I working at 5 p.m.? Și aici verbul was, verbul to be este auxiliar, deci nu-l vom traduce. Eu lucram la 5 ieri. Was I working at 5 p.m. yesterday? Deci este vorba despre acțiune în desfășurare la momentul 5 p.m. ieri, dar acțiunea este în desfășurare, nu se încheiase la acel moment. Sau, was she working at 5 p.m. yesterday? Lucra ea la 5 după masa ieri? Și răspunsul poate fi, yes, she was, da, ea, da, cu sensul da, ea lucra, sau, no, she wasn't. Nu, ea nu. În sensul ea nu lucra. Sau o întrebare cu forma were. Were you leaving at 5 p.m. yesterday? Tu plecai la 5 p.m. yesterday? Sau, haideți să vedem pentru persoana a treia plural, pentru forma they, adică ei sau ele. Were they leaving at 5 p.m. yesterday? Ei plecau la 5 p.m. yesterday? Și răspunsul poate fi yes, they were. Da, ei. Da, ei plecau, sau dimpotrivă, no, they weren't. Nu, ei nu. Sensul, ei nu plecau. Din nou, ca o chestiune de pronunție, dacă este pronunțat rapid, acest was, respectiv were, se aud foarte slab în vorbire, dar vom înțelege sensul întrebării din forma ing a verbului principal, precum și din expresia de timp. Deci dacă auzim mai was she working at 5 p.m. yesterday, ne dăm seama că este vorba despre acțiune din trecut, la acest moment, la 5 p.m. yesterday. Mergem mai departe la punctul 7 și vedem cum formulăm întrebări despre experiențele cuiva. Din trecut și până în prezent. Sau din trecut și care au un impact în prezent. Deci este puțin diferit de acțiunile trecute încheiate la un anumit moment din trecut. Pentru astfel de acțiuni începute în trecut și care încă se continuă sau au impact în prezent, deci nu s-au încheiat la un moment bine precizat din trecut, folosim așa numitul timp verbal present perfect, care se formează cu verbul auxiliar to have, care în forma sa de bază are sensul de a avea, dar aici el nu are sens. El este doar instrument gramatical. Deci have, iar la persoana a treia singular, has. Iar verbul principal nu mai folosește forma sa de bază, ci folosește forma sa de past participle, participiu trecut. În cazul verbelor regulate este forma cu ed, cu terminația ed, iar în cazul verbelor neregulate, cum avem în acest exemplu, este forma a treia din tabelele cu verbe neregulate. Să vedem câteva exemple. Pentru verbul a mânca, to eat, cu participiul trecut, eaten. Have you eaten meat lately? Tu ai mâncat carne în ultimul timp? Sau, pentru persoana a treia singular, they, ei sau ele, și verbul to see, a vedea, la participiul trecut, seen. Have they seen him since 2015? Ei l-au văzut pe el din 2015. Deci se subînțelege din acel moment din trecut și până în prezent. La această perioadă de timp se referă întrebarea. Have they seen him since 2015? Și răspunsul poate fi, yes, they have. Da, ei au, cu sensul, ei l-au văzut. Sau, dimpotrivă, no, they haven't. No, they haven't. Nu, ei nu au, cu sensul, nu, ei nu l-au văzut. Sau, pentru persoana a treia singular, unde verbul auxiliar have are forma has, de exemplu, o întrebare despre ea sau despre el și verbul to be, a fi, la forma sa de past participle, care este being. De exemplu,
Has she been to the US before? Ea a fost în Statele Unite înainte, cu sensul ea a mai fost în Statele Unite înainte. Has she been to the US before? Și răspunsul poate fi yes, she has. Da, ea a, cu sensul ea a fost. Sau no, she hasn't. Nu, ea nu a, cu sensul ea nu a fost. Să reținem deci această structură have plus participiul trecut al verbului principal pentru a formula întrebări despre experiența cuiva din trecut și până în momentul prezent sau experiențe care au un impact în prezent. Apoi, la punctul 8, avem ceva mai simplu, întrebări referitoare la acțiuni viitoare, acțiuni care se vor întâmpla. Mai întâi avem viitorul simplu, future simple, format foarte simplu cu auxiliarul will, care este la fel la toate persoanele și numerele, și verbul principal la forma sa din dicționar. Deci totul foarte simplu. De exemplu, will she like the present? Ea va plăcea cadoul, cu sensul ei îi va plăcea cadoul. Și răspunsul poate fi yes, she will. Da, ea va, în sensul ei îi va plăcea cadoul. Sau dimpotrivă, no, she will not. Nu, ei nu îi va, în sensul nu îi va plăcea cadoul. Forma will not poate fi prescurtată, contractată, sub forma won't. Deci vom spune no, she won't. Nu, ei nu îi va plăcea. Apoi, un alt exemplu cu pronumele you, tu. Will you be there? Tu vei fi acolo? Și din nou putem răspunde, yes, I will, da, eu voi. Eu voi fi. Sau dimpotrivă, no, I won't. Nu, eu nu voi fi. Sau un exemplu cu pronumele neutru it. Will it need help? De exemplu, dacă vorbim despre un câine. Will it need help? El are nevoie de ajutor? Și răspunsul poate fi, de exemplu, negativ. No, it won't. Nu, el nu. În sensul, el nu va avea nevoie de ajutor. Deci să reținem acest will. Oricând îl auzim, este vorba despre o acțiune viitoare. Dar se poate întâmpla să vorbim despre o acțiune viitoare, dar intenționată, deci planificată, decisă dinainte. În acest caz, este mai indicat să nu-l folosim pe will, ci să folosim așa numitul future with going to, viitorul cu going to, care indică astfel de acțiuni intenționate, decise anterior. Pentru aceasta vom folosi din nou verbul auxiliar to be, cu formele pe care le știm deja, am, are, is, și vom folosi structura going to, care rămâne neschimbată la toate persoanele, și verbul principal la forma sa de bază. De exemplu, pentru persoana întâi singular, am I going to quit? Acest quit are sensul de a-și da demisia. Eu o să-mi dau demisia. Sau, pentru persoana a doua singular, are you going to eat that? Tu o să mănânci aia? Are you going to eat that? Și pentru că întrebarea este formulată cu verbul to be, și în răspuns vom folosi tot verbul to be. De exemplu, are you going to eat that? Tu o să mănânci aia? Pot răspunde, yes, I am. Da, eu o să. Da, eu o să mănânc. Sau dimpotrivă, no, I am not. Nu, eu nu o să. Eu nu o să mănânc. Deci observăm că în răspuns nu vom folosi forma going to, ci doar forma verbului to be. Iată și un exemplu cu we, pronumele pentru noi. Are we going to go skiing? Noi o să mergem la ski. Are we going to go skiing? Și răspunsul poate fi yes, we are. Da, noi o să. Sau dimpotrivă, no, we aren't. Nu, noi nu o să. Încă o observație legată de pronunție. În vorbirea curentă, acest going to este pronunțat scurtat gonna, pentru ușurarea pronunției. Deci, în loc de are we going to go skiing, vom spune are we gonna go skiing? Sau, pentru persoana a treia singular, cu verbul auxiliar la forma is, is he going to wear this? El o să îmbrace sau o să poarte asta, dacă este vorba despre o haină. Is he gonna wear this? O să poarte el asta? Și răspunsul poate fi yes, he is, da, el o să. Sau dimpotrivă, no, he isn't. Nu, el nu o să. Cu sensul nu o să o poarte.
Sau, discutând despre vreme, vom folosi pronumele neutru it. Is it going to rain? O să plouă? Sau cu forma mai scurtă, is it gonna rain? Și răspunsul poate fi yes, it is, da, o să, sau din potrivă, no, it isn't, nu o să. Deci să reținem această structură, verbul to be plus going to, plus verbul principal la forma de bază, pentru întrebări despre viitor, dar despre acțiuni intenționate, decise, sau despre care este sigur că se vor întâmpla. Cum era în cazul lui is it going to rain? Sunt aproape sigur că va ploua. În final, la numărul 10, avem o structură de întrebare pentru situațiile în care întrebăm despre abilitatea cuiva de a face ceva. Pentru aceasta vom folosi verbul can, a putea. Aici lucrurile sunt foarte simple. Can are aceeași formă la toate numerele și la toate persoanele. De exemplu, can you help me? Tu poți să mă ajuți? Aici verbul can are sens de sine stătător. El înseamnă a putea, este la fel ca și verbul to be în primul exemplu. Deci, tu poți să mă ajuți pe mine? Și răspunsul poate fi yes, I can, da, eu pot, sau din potrivă, no, I cannot. Cu varianta scurtă, no, I can't. Nu, eu nu pot. În engleza britanică, no, I can't. Sau, pentru că verbul can are aceeași formă la toate persoanele, putem să-l folosim și cu she. Ea, can she help me? Poate ea să mă ajute pe mine? Și răspunsul poate fi, de exemplu, negativ, no, she can't, no, she can't, nu, ea nu poate. Două observații, can poate fi folosit nu numai pentru a întreba despre abilitatea cuiva, ci și pentru a cere permisiunea. De exemplu, dacă aici voi avea pronumele I, eu, pot formula întrebări de genul, can I help you? Te pot ajuta? Sau, can I see that? Pot să văd aia? Sau, can I sit here? Pot să șed aici? O a doua observație, revenind la sensul de a putea, a avea abilitatea de, can este sinonim cu expresia to be able to. Și atunci putem formula astfel de întrebări despre abilitatea cuiva și folosind această expresie. Vom folosi din nou verbul to be, formele sale, iată ce bine este să le învățăm foarte bine, urmate aceste forme de expresia able to și de verbul principal la forma de bază. De exemplu, în loc de can I walk, pot eu să merg, pot să întreb, am I able to walk? Traducerea ar fi, sunt eu în stare să merg? Sau, pentru persoana a doua sau pentru persoana a treia plural. De exemplu, pentru you, tu, are you able to eat this? Ești tu în stare să mănânci asta? Cu sensul, poți tu să mănânci asta? Și răspunsul poate fi, yes, I am. Da, eu sunt în stare. Sau, din potrivă, no, I am not. Nu, eu nu sunt în stare. Sau, de exemplu, are they able to eat this? Sunt ei în stare să mănânci asta? Și răspunsul poate fi, yes, they are. Da, ei sunt în stare. Sau, din potrivă, no, they aren't. Nu, ei nu sunt în stare. Sau pentru persoana a treia singular, cu forma is a verbului to be, is he able to do it? Este el în stare să o facă? Is he able to do it? Și răspunsul poate fi yes, he is. Da, el este în stare. Sau din potrivă, no, he isn't. Nu, el nu este. Deci, iată câteva exemple de modalități în care putem formula întrebări închise, întrebări cu răspunsuri scurte. Bineînțeles, dacă vrem să le transformăm în întrebări mai complexe, întrebări deschise, putem folosi întrebările WH, what, where, when, etc., pe care pur și simplu le atașăm, le adăugăm la începutul întrebării. De exemplu, dacă am întrebarea was she working at 5 p.m. yesterday, pur și simplu pot adăuga aici why. Why was she working at 5 p.m. yesterday? De ce lucra ea la 5 după masa ieri? Sau putem adăuga întrebarea where? Where was she working at 5 p.m. yesterday? Unde lucra ea la 5 după masa ieri? Sau întrebarea what? What was she working at 5 p.m. yesterday? Ce muncea ea la 5 după masa ieri? Deci, în cazurile unde este posibil, puteți exersa aceste întrebări și adăugându-le întrebări WH. Un alt exercițiu pe care îl puteți face pentru a vă întipări bine în memoria aceste structuri de întrebări este să schimbați între ele persoanele acolo unde este posibil. De exemplu, am avut întrebările Are you married?
ești tu căsătorit, respectiv, is she there? Este ea acolo? Ei bine, putem schimba aceste persoane între ele. De exemplu, is she married? Este ea căsătorită? Respectiv, are you there? Ești tu acolo? Încercați, deci, astfel de exerciții cu exemplele studiate în această lecție video sau completați-le cu alte exemple pe care le întâlniți în conversații și în texte studiate. În speranța că cele prezentate aici vă sunt de folos în studiul limbii engleze, vă mulțumesc pentru vizionare, vă aștept în continuare pe canalele noastre English Engleză, respectiv English Engleză 2, pentru noi lecții video. Vă invit să ne dați un like, un share sau să vă abonați la canalul nostru video în caz că apreciați ceea ce vedeți, iar până data viitoare vă doresc all the best, toate cele bune! Goodbye!